în cât timp se amortizează un sistem de ventilație prana. Sistemele de ventilație prana pot să vă aducă o reducere a consumului de energie cu răcirea, respectiv cu încălzirea casei, de peste 30%. Dar dacă facem un calcul pur matematic să vedem în cât timp se amortizează un sistem de ventilație prana, o să constatăm că nu se amortizează în 3-4 ani. Pentru a face însă un calcul obiectiv, să aflăm în cât timp se amortizează un sistem de ventilație cu recuperare de căldură, ar trebui să luăm în considerare și toate beneficiile pe care le aduce un sistem de ventilație în casa ta. Și de aceea trebuie să înțeleg cât valorează pentru tine, de exemplu, să ai confort în casa ta, cât valorează să ai aer proaspăt în încăpere, sau cât valorează să nu ai condens pe geamuri sau să nu ai igrasie și mucegai, sau cât valorează pentru tine să te trezești dimineața fără dureri de cap și să nu ai mirosul în încăpere, cât valorează pentru tine să te trezești mai odihnit și să ai mai multă energie pe timpul zilei, sau, în fine, cât valorează pentru tine sănătatea ta și a familiei. Toate aceste beneficii trebuie luate în considerare în momentul în care decidem dacă merită sau nu merită să ne montăm un sistem de ventilație. Fiindcă dacă facem pur și simplu un calcul matematic și ne dorim doar să scădem factura de energie, atunci este foarte simplu. Nu-ți montezi niciun sistem de ventilație, stai cu geamurile închise, în propriul dioxid de carbon și în umiditatea crescută și nu o să consumi absolut nimic. De aceea, în momentul în care decizi să se achiziționezi un sistem de ventilație, ia în considerare toate avantajele și beneficiile care ți le aduce un sistem de ventilație. Dacă ți s-a părut această informație relevantă pentru tine, te rog frumos să dai like aici și sigur subscribe pe această bulină. Da, aștept! Dă subscribe, fiindcă o să venim cu multe alte informații interesante și relevante care o să te ajute pe tine să iei cea mai bună decizie de ventilație pentru casa ta.